Bine v-am regăsit la Exprim TV, după cum v-am obișnuit. Dacă este joi, este o discuție despre asigurări, despre pensii private, despre subiectele momentului în domeniul nostru. De această dată l-avem invitat alături de noi pe domnul Ștefan Prigoreanu, CEO al Millennium Insurance Broker. Bine v-am găsit, domnule Prigoreanu. Bine ați venit. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit în casa dumneavoastră și nouă și mare și frumoasă. Mare plăcere. Discutăm despre subiectele pieței, după cum vă spuneam, subiectele momentului. Fie că vrem, fie că nu, e greu de evitat subiectul Astra sau subiectul legat de o companie mare de asigurări care, iată, este amenințată de faliment, un lucru aproape cert. Cum vedeți această problemă în acest moment? Cum vedeți dumneavoastră, din perspectiva unui broker cu tradiție în piața românească de asigurări, cum vedeți efectele acestui faliment asupra clienților, asupra percepțiilor despre piața de asigurări și, sigur, asupra companiilor din piață? Da, este un subiect fierbinte. Categoric, situația Astra va afecta piața de asigurări, un pic imaginea în ansamblu, poate și încrederea românilor în sistemul de asigurări. Însă, dat fiind că acest eveniment vine după un an și jumătate de administrare specială, în care au fost multiple semnale că această companie fie se va redresa și va merge într-o direcție foarte bună, fie va merge în direcția în care suntem acum, spre faliment. Consider că toți clienții actuali ai Astra au avut toate motivele și toate șansele să fie foarte bine informați și documentați. Au făcut alegeri în deplină cunoștință de cauză. Cu siguranță toți brokerii au informat clienții cu privire la situația precară în care se află Astra. Clienții care au fost asigurați direct de către angajații Astra sau inspectorii Astra au avut mijloace de comunicare masă la dispoziție prin care au fost informați că există acest risc. De fapt, despre ce vorbim? Vorbim despre un foarte mare deranj, pentru că o pierdere financiară nu va fi. Există fondul de garantare, este o instituție solidă, foarte capitalizată în acest moment, ceea ce este foarte important și nu mă aștept ca niciun client Astra să piardă bani. Culmea, aș risca să spun că este foarte posibil ca acești clienți care sunt păgubiți și au de recuperat bani de la Astra să fie mai bine despăgubiți de către fondul de garantare decât ar fi fost despăgubiți de către Astra. Și cu toate acestea spuneți că ei au fost avertizați, să zicem dumneavoastră, în calitate de broker. Ce ați fi spus unui client care acum 6 luni venea să-și facă RCA-ul, vedea că cea mai bună ofertă o are la Astra și decidea să aleagă Astra? Îl sfătuiați în ce direcție? Există riscul să-și plătească singuri despăgubirea către un service, evident, pentru că fondul de garantare nu funcționează ca o companie de asigurări și nu are contracte cu decontare directă cu serviciurile, dacă ne referim la piața auto, la asigurările auto, de exemplu, cele mai uzuale în cazul Astra. Deci, marele risc este ca un asigurat să-și plătească singur dauna către un service, după care, cu dosarul complet, să meargă spre despăgubire la fondul de garantare. Aici este o altă mică problemă și anume faptul că pentru a depune un dosar la fondul de garantare ai nevoie de o constatare de daun, ai nevoie de un dosar bine făcut, iar fondul de garantare în acest moment, să spunem că nu este chiar foarte pregătit pentru a primi și a absorbi toate cererile de constatare și, de fapt, acolo e problema, cererile de constatare de daun, nu neapărat cererile de despăgubire, pentru că cererile de despăgubire înseamnă să ai bani să le plătești. Bani sunt, nu este asta problema. E important să spunem asta pentru că la români, din păcate, în continuare persistă această idee că RCA-ul nu e pentru mine, dacă se întâmplă ceva, se descurcă păgubitul. Păgubitul se descurcă, dar se descurcă mai greu în acest caz, pentru că, uite, trebuie să facă și un efort financiar, trebuie să facă niște drumuri suplimentare, este posibil să existe și niște acțiuni în instanță împotriva vinovaților, este posibil să avem și niște hotărâri judecătorești care să fie ciudate sau, hai să spun, cu un element foarte mare de noutate. Este greu de anticipat cum vor decide unele instanțe cu privire la asemenea spețe. Deci cel puțin clienții Millennium Insurance Broker sunt sfătuiți în această direcție și sunt informați și cu privire la această posibilitate, că s-ar putea totul să te doară și pe tine. Așa este. Cu siguranță toți clienții noștri au fost informați și au acceptat acest risc mergând pe criteriul probabil cel mai mic preț. Așa cum și de acum încolo, deci acest fenomen Astra nu va duce la dispariția clienților, categoriei de clienți care merg în continuare pe criteriul cel mai mic preț. Este o realitate. Este o realitate, doar că oamenii vor fi cu siguranță mai atenți. Personal consider că falimentul Astra este un exercițiu de, dacă vreți, de maturitate pentru piața românească de asigurări.
Cred că toți actorii au ceva de învățat din ceea ce s-a întâmplat la Astra. Poate și companiile de asigurări trebuie să înțeleagă că clientul este pe primul loc și de ce nu trebuie lucrat 100% legal cu respectarea tuturor reglementărilor, cu capitalizarea necesară, evident, cu solvabilitatea necesară, cu tot ce este prevăzut de lege. Și de ce nu clienții ar trebui să înțeleagă că, așa cum dacă cumperi un produs scump, nu este neapărat foarte bun, dar dacă cumperi un produs care este cel mai ieftin, de cele mai multe ori este un produs prost. Și atunci își asumă un risc. Riscul în cazul de față este, cum am spus, deranjul și alergătura, pentru că pierdere financiară efectivă nu cred că va fi la nimeni. Așadar, putem concluziona că acest caz al Astra este o lecție pentru piața de asigurări. Este cu siguranță un exercițiu de maturitate pentru piața de asigurări. Pe care, preconizați dumneavoastră, va trece totuși cu bine. Cu siguranță se va trece mai ușor decât se așteaptă foarte mulți actori. Și personal, de fapt, și compania pe care o reprezint, credem că va fi o absorție foarte rapidă a acestui eveniment nefericit. Există în jur companii de asigurări puternice, capitalizate, branduri internaționale sau chiar branduri locale serioase, totul este ok. Clienții au migrat sau migrează cu siguranță spre alte soluții de asigurare, fiecare după buzunar, după capacitatea de înțelegere, după sfatul brokerului. Da? Nu pot să comentez cum aleg clienții soluțiile de asigurare. Sper doar să le aleagă cu mai multă înțelepciune de acum încolo. În ceea ce privește angajații Astra, sunt 1000 și ceva de oameni care au rămas fără loc de muncă, da, 1400 de oameni. Personal am un foarte mare respect pentru acești oameni. Sunt oameni care au fost foarte loiali companiei până în ultimul moment și care, prin a căror activitate, în ultimul an, Astra s-a apropiat de o normalitate. Pentru că, așa cum a spus și KPMG-ul, problema mare a fost lipsa de capital. Nu faptul că această companie nu a funcționat, a funcționat și a funcționat chiar foarte bine. S-au făcut încasări, oamenii și-au făcut treaba peste tot în țară, este ok. Acești oameni își vor găsi cu siguranță, unii dintre ei și-au și găsit locuri de muncă la alți asigurători, la alți brokeri. Deci oamenii buni nu rămân pe din afară, asta este clar. M-aș întoarce puțin la perspectiva brokerului de asigurare. În ce măsură a fost influențat businessul intermediarilor în asigurări de această situație cu Astra? Probabil că foarte mulți aveau un portofoliu clienți la Astra Asigurări. A fost nevoie să schimbe puțin strategia de vânzare, să se reorienteze către alte parteneriate, alte companii. În linii generale, cum a fost influențată relația cu brokerii? Este mult spus. De exemplu, Millennium Insurance Broker are o cotă de piață cu Astra undeva la 8 spre 10% din total portofoliu. Acești, hai să spunem, maxim 10% sunt ușor absorbiți de alte companii de asigurări partenere și chiar putem să le oferim clienților în continuare soluții foarte apropiate de ceea ce au avut la Astra. Toți cei care au rate, la următoarea rată le propunem o soluție de mutare spre o altă companie de asigurări. Cei care au plătit integral, îi încercăm să-i ajutăm și să-i consiliem pentru aș păstra drepturile de asigurați în condițiile în care asigurătorul nu mai există, iar orice daună este preluată, evident, de fondul de garantare. Vă propun să rămânem tot la subiectul activității de brokeraj, dar schimbăm un pic tema. De această dată să mergem puțin către asigurările de locuințe. Au avut loc recent modificări legislative pe acest domeniu, care cu siguranță au influențat și activitatea de subscriere și intermediere. Cum percepeți dumneavoastră ca broker în acest moment subscrierea pe partea aceasta de asigurări facultative, obligatorii? Au înțeles românii că trebuie să aibă asigurarea obligatorie ca să-și o facă pe cea facultativă? Ați avut cazuri în care nu au putut să-și o facă pe cea facultativă, fiindcă nu puteau face dovada a unei asigurări obligatorii? Cazuistica este foarte diversă. Nu, ar trebui să vă povestesc o săptămână despre ce s-a întâmplat în piață. Cu siguranță, schimbările legislative au influențat, ba mai mult decât atât, au bulversat puțin piața de asigurări de locuințe. Eu sunt un adversar al sistemului PAID și al poliției obligatorii. Consider că era extrem de simplu, prin două rânduri puse într-o lege a asigurărilor, foarte, foarte, foarte ușor era ca orice proprietar de locuință din această țară să fie obligat să o asigure la valoarea reală de piață la oricare dintre companiile de asigurări existente pe piață. Adică, dumneavoastră, credeți că românii ar fi fost dispuși să dea poate mai mult decât acești 20 de euro, fiindcă ar fi fost nevoie de mai mult de atât pentru majoritatea? Cu siguranță românii ar fi fost dispuși dacă ar fi conștientizat riscul
pentru că România se află într-adevăr pe o falie seismică care provoacă odată la 25-30 de ani plus minus 10%, nu spun eu, spune statistica, spun experții, da, în domeniu. Vă întrebăm așa cu o ușoară neîncredere, pentru că și în contextul în care e 10 sau 20 de euro asigurare de locuință obligatorie, cum este sistemul acum, chiar și așa foarte mulți români nu sunt asigurați. De asta zic, nu știu cum, în perspectiva dumneavoastră, cum se putea ajunge la un asemenea grad de penetrare al asigurărilor de locuință? Comunicarea este problema. Cu toate persoanele care am stat personal de vorbă sau care colegii mei din țară au stat de vorbă 5 minute și li s-a explicat că există un risc real de seism sau un risc real de incendiu ca urmare a cutremurului, da? Vă dau un singur exemplu. În 77 era cât un singur televizor la o scară de bloc. Acum nu mai există apartament fără zeci de electrocasnice, cât un televizor plasmă poate în fiecare cameră. Deci blocul poate să nu aibă nimic sau casa în sine, dacă vorbim de o casă, dar faptul că se prăbușesc 3, 4, 5 electrocasnice, unele dintre ele fragile, este un focar de incendiu. Întrebare, unde vor merge prima dată pompierii? Unde? La Parlament, la Cotroceni, evident, la instituțiile statului, nu? Punctele strategice. Punctele strategice, evident. Deci există acest risc real, provocat de seism, de incendiu sau chiar, de ce nu, de intervenția prompta unor pompieri. Pentru că știm cu toții, vin, dau cu târnăcopul, nu, pun 30 de tone de apă. Da. Metodele clasice. Bun, și dumneavoastră considerați că în acest moment modul în care funcționează sistemul nu este neapărat în ajutorul clienților, nu duce neapărat la o creștere a gradului de penetrare a acestui tip de asigurări? Cred că este un pic greoi. Va duce la o creștere a gradului de penetrare, dar mai încet decât ar trebui și mai încet decât ne-am dorit cu toți. Pentru că ne dorim, pe de o parte, cred că instituțiile statului își doresc ca românii să fie asigurați, pentru că automat efortul bugetar să fie mai mic de ajutorarea unor oameni la necaz. Pe de altă parte, este normal să creștem nivelul de educație și de conștientizare a omului, în astfel încât să-și protejeze ceea ce are mai de preț. Pot apărea și probleme chiar cu clienții care au credite la bancă, pentru că se știe că banca monitorizează sau nu prea monitorizează polițele în derulare, este foarte atentă la încheierea lor, dar mai este așa de atentă la ratele care urmează. Spun în cunoștință de cauză. Deci pot apărea probleme foarte mari dacă rata de penetrare este mică. Și este mică în continuare. Este mică în continuare, într-adevăr. Tot din dorința de creștere a ratei de penetrare a asigurărilor, foarte mulți brokeri, asigurători s-au orientat către mediul online. De la 1 ianuarie 2016 vor intra și noile norme cu privire la comerțul online de asigurări. Nu știu dacă Millennium Insurance Broker are un interes deosebit pe această parte de asigurări online, dar sunt convinsă că dumneavoastră, în calitate de specialist, ați analizat subiectul. Cum priviți dumneavoastră această perspectivă de dezvoltare a vânzărilor online în asigurări în România? Viitorul este categoric legat de online în asigurări. Pentru că se tinde spre o simplificare și o standardizare a produselor, se tinde spre ușurință în achiziționarea lor, și salut în mod deosebit apariția acestei norme a comerțului online cu asigurări, pe care piața de brokeraj de altfel a cerut-o în repetate rânduri în ultimii 2 ani. Sunt ele în forma în care au fost așteptate? Îi sprijină pe cei care vor să dezvolte acest segment? Foarte aproape de o formă mult așteptată. Deci norma este bine făcută, este bine gândită, este în regulă și va aduce un plus de siguranță pe aceste tranzacții. Nu era normal ca atunci când faci o tranzacție pe piața bancară și plătești o factură de 10 lei, de exemplu, să intri pe un site securizat, dar când intri pe un site de emitere polițe de asigurare și emiți o poliță RCA, care nu limită de despăgubire până la 5 milioane de euro, să poți să te loghezi de oriunde, să n-ai nevoie de o conexiune securizată, să n-ai nevoie de useri autentificați, să fie la liber. Deci, lucrul ăsta s-a rezolvat acum și dacă era după mine, poate că ar trebui să intre de la 1 septembrie, nu de la 1 ianuarie. Credeți că va frâna puțin dezvoltarea celor care au luat amploare, să zicem, pe vânzarea, pe mediul acesta online? Va frâna dezvoltarea celor care nu lucrau în totalitate legal, dar... Există și opinii cu privire la faptul că trebuie furnizate foarte multe informații clientului înainte de a-i transmite oferta finală. Este același lucru și în mediul fizic.
Deci atunci când consultantul sau agentul de asigurare sau brokerul de asigurare se întâlnește față în față cu clientul, totul era și este în continuare foarte bine reglementat. Trebuie să avem inclusiv un ecuson în piept, cu codul RAR sau RAF, da? Cu numele brokerului, cu numele entității, numele asigurătorului. Trebuie să purtăm discuția fie la domiciliu sau la sediu clientului, fie într-un sediu autorizat, înregistrat, nu oriunde, nu în piață, nu putem să vindem oriunde, nu. Trebuie să avem un soft de emitere care, cu, da, evident. Deci același lucru trebuie să se mute și s-a mutat de fapt cu această normă, aceleași reglementări s-au mutat și pe mediul online. Va fi mai multă disciplină, cu siguranță, ceea ce este foarte bine. Bun, offline sau online, cu Astra sau fără Astra, e clar că businessul companiilor de brokeraj și de asigurări trebuie să meargă mai departe. Vă propun să încheiem cu câteva idei despre dezvoltarea Millennium Insurance Broker în continuare. Nu știu ce v-ați propus până la finalul anului sau poate chiar pentru 2016, fiindcă în septembrie fiind planurile sunt deja mai avansate. Din ceea ce pot să vă dezvălui... Din ce puteți să ne dezvăluiți? Din ceea ce pot să vă dezvălui, vă spun că... Ne dorim o dezvoltare pe mediul online și am așteptat foarte mult această normă de online pentru că atunci când vom intra pe acest segment să intrăm pe un mediu bine reglementat și stabil. Vedem în online un viitor al asigurărilor, cel puțin a celor foarte, foarte simple și standardizate. Asta este clar. Vizăm în continuare o dezvoltare teritorială, mai ales în localitățile unde, în puținele localități unde nu suntem prezenți. Și de ce nu mai mare concentrare pe orașele foarte, foarte mari? Astfel încât să, evident, să creștem volumul de prime intermediate și, de ce nu, puterea companiei. Vă mulțumim foarte mult și pentru opinii și pentru dezvăluirile pe care ne le-ați putut face și ne auzim cu siguranță să vedem cum au mers planurile. Cu mare plăcere, oricând. Vă mulțumim și dumneavoastră, ne revedem joia viitoare cu noi discuții despre asigurări.